Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Piațeta Catedralei și nu Piațeta Casei de Cultură. Gura Văii, bilanț al anului 2023. Școli închise în Bacău. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina a făcut noi precizări în ceea ce privește disputa pe tema denumirii Piațeta Casei de Cultură sau Piațeta Catedralei. Acesta a explicat de ce este mai potrivit Piațeta Catedralei și ce părere au locuitorii municipiului despre asta. Dar de ce se numește Piațeta Catedralei și nu a Casei de Cultură? Ea nu are un nume bătut în cuie, că e... Pe vremuri când s-a numit, când i s-a dat popular, așa cred, Piața Casei de Cultură, Casa de Cultură era cea mai importantă clădire. Și era și cea mai veche, că catedrala a apărut. Da, era Casa de Cultură, exista în această piață, era și clădirea cea mai semnificativă din zonă. Între timp, eu apreciez și nu doar eu, că Biserica arată cu mult mai bine și e un edificiu care, na, noi suntem creștini. Toate marile localități din lumea asta, piețile sunt ale catedralelor. Oriunde ne-am duce, unde există o catedrală mare, piața poartă denumirea, în general, în cele mai multe cazuri, poartă denumirea catedralei. Și eu îi spun... Și foarte, m-am remarcat în ultimul timp că mulți îi spun Piața Catedralei. Încă o dată spun, nu este un nume bătut în cuie. Și nici oficial, să zicem. Oficial, într-un fel, nu se pune problemă de schimbare a denumirii sau de... Am înțeles. Dar așa s-a... Popular se împământenise Piața Casei de Cultură. Dacă noi vom câștiga, și eu zic cu ajutorul lui Dumnezeu că vom câștiga... Casa de Cultură, probabil nici nu se va mai numi, pentru că intenționez, dacă voi rămâne în funcție și dacă Dumnezeu va vrea să fie așa, să o transformăm într-un centru de tinerat. Deci nu va mai fi Casa de Cultură. Casa de Cultură. A, se va păstra specificul, dar vom căuta să aducem altceva. Și multe alte activități pentru tineri. Și probabil se va numi Centru de Tineret, nu Casa de Cultură. Cu toate că anul 2023 nu se anunța a fi unul roz, iată că pentru comunitatea din comuna Gura Văii a fost marcată de atragerea substanțiale fonduri europene. În cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV, primarul Silviu Tinei a detaliat despre problemele cu care s-a confruntat pe tot parcursul anului 2023, dar și ce măsuri a fost nevoit să ia. O să dau puțin timp înapoi și o să-mi aduc aminte anul 2020, când am intrat în funcția de primar. Bugetul pentru anul respectiv fusese aprobat în ianuarie și se învârtea în jurul sumei de 7 milioane de lei noi, adică 70 de miliarde de lei vechi, buget general consolidat, toate veniturile. Anul acesta și anul viitor vom gestiona un buget istoric pentru Comuna Gura Văii, aproximativ 800 de miliarde de lei vechi. Diverse investiții, diverse finanțări din toate sursele, o parte din investiții le încheiem, le vom achita, iar cealaltă vor începe în baza contractului de finanțare pe care le avem. Vă gândeați la începutul lui 2023, până să intrăm efectiv în proiecte, vă gândeați că o să ajungeți la o asemenea valoare în ceea ce privesc investițiile, proiectele? Sincer? Nu. Eu sunt un om sincer și vă spun că nu mă gândeam că o să ajungem la performanța asta, având în vedere că am preluat pe timp de pandemie, vă aduceți aminte acea situație incertă cu privire la creșterea prețurilor. Ulterior, după terminarea pandemiei, am început războiul din Ucraina. Fapt, l-am început noi, l-am început ei, dar... A fost la granițele României. Implicit ne-a afectat și pe noi. Au fost doar lucruri noi și inedite, provocări pentru administrația pe care am condus-o, în condițiile în care ziua de mâine era incertă în tot ceea ce privește finanțări, fonduri, alocări, bugetul
țării în general suferea datorită creșterii prețurilor și implicit a restricțiilor impuse, a lipsei de previziune pentru ceea ce urma să se întâmple. Și vă spun cu mâna pe inimă că nu mă așteptam să reușesc să aduc atâția bani în bugetul Comunii Bravei. Bine, aici este multă muncă în spate, s-au fost proiecte depuse, pentru că mai făceam emisiuni cu dumneavoastră și ziceam, dumneavoastră ne menționați că nu mai merge să, atunci când accesez un proiect cu o steluș, cu o foaie, o să fac asta. Nu mai merge așa. Perioada în care prezentai povești nemuritoare de Petre Ispirescu, Ministerului Dezvoltării sau celor de la fonduri europene, AFIR și așa mai departe. Nu mai vorbim de AFIR, care are niște condiții draconice de a aloca fonduri, s-a terminat de mult. Acum te duci cu lucruri concrete, cu măcar o documentație de avizare lucrurilor de intervenții pentru drumuri sau un mic SF pentru alt tip studiu de lucrare. De fezabilitate. Studiu de fezabilitate. Pentru că altfel nu ai cum să prezinți lucruri concrete. Ministerele și finanțatorii în general te întreabă ce vrei să faci, câți beneficiari sunt, câți kilometri de conductă de apă, câți kilometri de drum, toate trebuie să fie puse bine la punct, pe o listă, prezentată și susținută așa cum trebuie ca să obții finanțare. Altfel, plus urmărită, gradual. Fără discuții. Procedurile birocratice pentru a ajunge la o autorizație de construire și a demara un contract de execuție sunt foarte grele. Dar cu o echipă solidă în spate, cu experți cooptați buni, care știu să-și facă meseria, iată că am reușit să derulăm proceduri poate și mai repede decât ne așteptam. Și până o să intrăm propriu-zis în proiecte, vreau să mai vorbim un pic despre anul 2023. Nu a însemnat doar proiecte în investiții și în dezvoltarea comunității, că practic toate aceste proiecte dezvoltă comunitatea, înseamnă și proiecte pentru copii, pentru copiii comunității. Când zic asta, de exemplu, mă refer la masa caldă din școli, la sandwich-ul pe care îl primesc, mă refer și la proiecte cultural-educative și aici mă refer la festivalul istoric, antic și medieval pe care l-ați organizat, mă refer și la, să zicem, reîntoarcerea acasă a eroului Turturic, a fost un exemplu pentru tânăra generație. A fost un an cu de toate, dacă ar fi să-l caracterizăm așa. Spun eu că așa e și de bine unei administrații să fie, nu știu, colorată, să spun așa, pe toate palierele administrative. Nu poți să ai o viață a comunității doar prin investițiile de bază în infrastructură, deși astea sunt motorul, elementele principale și fundamentale, dar oamenii au nevoie și de alt fel de lucruri. Au nevoie de momente de relaxare, momente de aducere aminte, momente de, nu știu, comemorare, așa cum a spus dumneavoastră. De premierea elevilor. Oamenii au nevoie de să se simtă apreciați, recompensați pentru eforturile pe care le-au depus, pentru că nu numai noi depunem eforturi, ci întreaga comunitate depune eforturi la rândul ei pentru a dezvolta treptat, pas cu pas, Comuna Bravei. În această primăvară se vor relua lucrările de toaletare a arborilor din municipiu. Este vestea dată chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV. Solicitările vin prin asociațiile de locatari. Anul ăsta sigur nu mai putem închiria, pentru că noi nu avem macara proprie și trebuie să facem achiziție de macara. Și anul ăsta numai s-a închis. După 1 ianuarie reluăm toaletările. Acolo unde trebuie, continuăm. Adică de 3 ani tot toaletăm ați în propărere. Ați toaletat și primăvară și vară. Ați luat și amenzi, dacă mi-aduc fără aminte. Fără oprire am toaletat. Bine, pe chestia asta nu mai știu. Da, asta este. Mi-am asumat, am făcut ce era corect să facem. Toaletări s-au tot făcut. Și vom continua, dar încă o dată spun, după 1 ianuarie. Până la 1 ianuarie nu mai... E mai complicat. Să spunem un pic și de faptul că sunt blocate achizițiile, exact, din cauza ordonanței care restrânge. Da, nu putem momentan cheltuie... să mai facem achiziții pe, am înțeles, pe macara. Dacă deci... aveam macara o proprie, era mai simplu. Dacă ar fi... Bine, acum lucrăm foarte mult și pe iluminat și pe... Dacă nu necesită macara, mai facem
mici toaletări pe unde se poate. Dacă copacii sunt foarte înalți și trebuie, e nevoie de macara, atunci după 1 ianuarie. Inspectoratul Școlar Județean Bacău a anunțat suspendarea temporară a cursurilor în 14 școli din județul Bacău, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile. Această hotărâre vine în contextul unei perioade caracterizate de vreme severă, cu multiple provocări legate de siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Conform informațiilor transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, decizia a fost luată având în vedere riscurile asociate condițiilor meteo dificile, care pot afecta transportul și securitatea participanților la cursuri. Părinții sunt îndemnați să rămână conectați la informațiile transmise de școli și de Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru a fi la curent cu orice actualizări privind reluarea cursurilor. Ținând cont de condițiile meteorologice nefavorabile în vederea asigurării securității elevilor și preșcolarilor, s-a luat măsura suspendării cursurilor de către conducerea anumitor unități de învățământ din județul Bacău. Cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Bacău pentru ziua de marți 9 ianuarie, după cum urmează: Școala Gimnazială Filipești, Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești, Școala Gimnazială Cornii de Sus, Școala Gimnazială numărul 1 Slobozia, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Lipova, Școala Gimnazială Corbasca, Școala Gimnazială Oncești, Școala Gimnazială Călugăreni, Școala Gimnazială Vultureni, Școala Gimnazială Constantin Moscu Izvorul Berheciului, Școala Gimnazială George Apostu Stănișești, Școala Gimnazială Gheorghe Avramescu Prăjești, Școala Gimnazială Valea Seacă și Școala Gimnazială Orbeni. Recuperarea orelor se face conform deciziilor Consiliilor de Administrație ale școlilor. Se arată în comunicatul Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Festivalul de uși de la Dărmănești a strâns și anul acesta un număr mare de participanți, dar și de spectatori. Anii de pandemie nu au reușit să-i facă pe oameni să renunțe la obiceiurile din bătrâni, ci dimpotrivă se pare că i-au mobilizat. Domnule primar Toma Constantin, dragi dărmăneșteni, distinse oficialități, am ascultat și eu această frumoasă lecție de istorie despre ceea ce se întâmplă pe aceste meleaguri de 1000 de ani. E adevărat că dacă atunci se alegea căpetenia în fiecare an, astăzi o alegem o dată la 4 ani și sunt mândru să-l am prieten pe căpetenia orașului Dărmănești, domnul primar Toma Constantin. În același timp, aș vrea să vă spun că suntem un județ extrem, extrem de bogat în tradiții și în obiceiuri. Și faptul că ne putem mândri cu acest lucru se datorează și dumneavoastră, dragi dărmăneșteni, pentru că de atât de mult timp țineți vii aceste tradiții, vă mândriți cu ele și le faceți de la an la an mai frumoase și mai bogate. Așadar, vă mulțumesc în numele Guvernului României pentru acest lucru și sper să ne vedem sănătoși, pentru că și eu am tradiția mea la rândul meu, în fiecare an, în ultimii ani, adevărat, pe 31 decembrie am fost aici la Dărmănești. Așadar, la mulți ani, dragi dărmăneșteni, să ne vedem cu bine la anul și sănătoși! Conferința Regională România Redevine Verde, 3 pași fără întoarcere, un nou cod silvic, o campanie de împădurire fără precedent, o strategie de digitalizare susținută de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a avut loc în luna decembrie. Împreună cu Ministerul Agriculturii, împreună cu alte ministere care au expertiză pe aceste zonă, pe aceste zone, sunt obligați să dezvolte toată această legislație secundară de care vorbeam mai devreme, dar una peste alta, eu cred că avem un cod silvic echilibrat care preia din toate acele elemente venite din fiecare astfel de mediu despre care am vorbit mai devreme și care, la sfârșit, bineînțeles că nu mă aștept să fie considerat ca fiind perfect și nu mă aștept să satisfacă pe toată lumea, dar merg foarte des la producătorii români de mobilă, la producătorii români de case din lemn și fac acest lucru tocmai pentru a afla la prima mână care sunt problemele cu care se confruntă. Și vă spun sincer că nu mi-a fost ușor să aflu, că nu din cauza prețului neapărat, dar am constatat în depozitele, că există în depozitele acestor industriași din România, oameni care exportă în toată Europa,
sau unii dintre ei exportă chiar și în Asia și în America mobilă și pun România pe harta acestor mari producători și care îmi spun că nu reușesc totuși să se aprovizioneze din România cu lemn. Ei vor pe termen lung niște cantități pe care să se asigure că le vor primi la data la care au nevoie. De o calitate vor garantată. Să aibă aceeași calitate mereu, nu odată să-i dea de un fel și de două ori să îi dea de altfel. Vreau o perspectivă a prețului pe termen lung atât cât se poate. Eu înțeleg că regia nu poate să stabilească azi prețul pentru 2030, pentru că acesta evoluează. În port la Constanța, cheresteaua azi are un preț, mâine are alt preț. Dacă o vedeți, sesizați poliția. Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitei ghineți Lorena Elena, în vârstă de 14 ani, din orașul Comănești. Minora a plecat voluntar de la domiciliu în seara zilei de 9 ianuarie și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente, are 1,60 m înălțime, constituție atletică, față ovală, ten închis, păr negru până la nivelul umerilor, ochi negri. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o vestă de culoare neagră, pantaloni albaștri, ghete de culoare neagră. Cetățenii care pot furniza orice informație în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Poliția orașului Comănești, telefon 0234 374307, dispeceratului PJ Bacău, telefon 0234 202000 sau să sune de urgență la 112. La finalul lui 2023, deputata de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu, a făcut o declarație politică în care a trecut în revistă principalele probleme care au fost aduse în discuție de către băcăuanii din colegiu cu care aceasta a interacționat. Dragi colegi, declarația mea politică se numește Când vezi că românii din străinătate se întorc acasă, știi că echipa din care faci parte și pe care o susții face treabă bună. O parte adesea neglijată în spațiul public, dar foarte importantă a muncii de reprezentare politică pe care noi, deputații aleși de dumneavoastră, o desfășurăm pentru a ne îndeplini obligațiile față de cei care ne-au votat și față de români în general, este munca de documentare, fără de care nu am ști la fel de bine de ce aveți mai mare nevoie și ce să facem pentru dumneavoastră, cei pe care îi reprezentăm. În ceea ce mă privește, poate și datorită formației de cercetător, mi-a făcut plăcere întotdeauna să mă documentez și am înțeles importanța acestui demers. Așa că îl practic și acum cu aceeași dorire și urmând două direcții fundamentale. Documentarea teoretică și cea practică, prin discuții cu oamenii pe care îi reprezint. Ei bine, documentându-mă zilele acestea, m-am bucurat să întâlnesc un articol cu adevărat dătător de speranță. În acest articol am citit despre întoarcerea în România a câtorva zeci de mii de români cu studii superioare care au studiat și sau au lucrat în străinătate, dobândind cunoștințe și experiențe deopotrivă de importante pe care acum le vor utiliza în România, în beneficiul lor și al întregii societăți. Însă, dincolo de asta, m-am întrebat ce generează acest fenomen și cum se face că are loc tocmai acum când suntem atât de bombardați mental de tot felul de știri, care mai de care mai apocaliptice, dar nu întotdeauna desprinse din realitate. Și analizând lucrurile, am realizat că în colegiul meu, vorbind cu oamenii între care mi-e atât de drag să mă aflu, mulți dintre ei îmi spun, ce drept nu de mult timp, două lucruri principale. Că nu mai sunt atât de mulțumiți cu viața din străinătate și că în ultima vreme, în România, au început să aibă parte de condiții pe care până de curând le găseau doar în străinătate. Ori oamenii despre care vorbesc sunt oamenii aceia harnici dintr-o bucată care muncesc din greu să construiască edificiile sau autostrăzile pe care acum le folosesc alții, care cultivă hrana pe care acum o mănâncă alții sau chiar noi când mâncăm produse din import. Conduc camioanele care transportă bunurile altora. Într-un cuvânt, acei oameni pe care ar fi minunat să-i avem din nou printre noi și pe care mai mult ar fi minunat ca cei dragi lor, copii, parteneri, părinți, frați și surori să-i aibă din nou lângă ei. Spre bucuria mea și a noastră în general, România în sine a devenit mult mai ofertantă și fără modestie pot afirma că a devenit astfel, datorită eforturilor făcute de Partidul Național Liberal. Singurul partid care fie că a deținut rolul principal în guvern sau a participat la actul de guvernare, a ținut cu tot din adinsul să direcționeze resurse nu doar spre cheltuieli, ci în special spre dezvoltarea României, spre investițiile care fac din țara noastră una modernă, europeană, viabilă. Programe precum cel de dezvoltare locală, Anghel Salinei, sau Planul Național de Redresare și Reziliență finanțează șantierele de care avem nevoie,
care la rândul lor oferă locuri de muncă românilor și creează dezvoltare pe orizontală în rândul furnizorilor de diferite materii prime, care la rândul lor angajează români. Așadar, România a început să merite să revii, ceea ce mă bucură nespus. Noi, Partidul Național Liberal, le-am facilitat reunirea românilor de peste hotare, însă pentru fiecare dintre noi aceasta merită fiecare dram de efort depus pentru a-i vedea înapoi acasă. Mulțumesc, Cătălina Ciofu, deputat PNL de Bacău. În acest sfârșit de săptămână, 5-8 ianuarie, pompierii băcăoani au răspuns la un număr de 43 de solicitări primite pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Cele mai multe intervenții au constat în acordarea ajutorului medical de urgență, respectiv 16 cazuri. În perioada menționată, salvatorii băcăoani au intervenit pentru lichidarea 12 incendii în 3 misiuni pentru asistența persoanelor și au gestionat alte 12 intervenții în sprijinul comunităților. Printre misiunile semnificative înregistrate în intervalul de referință, intervenția pompierilor militari pentru lichidarea unui incendiu în comuna Letea Veche. În cursul serii de vineri 5 ianuarie, un apel primit în dispeceratul Isusaj a anunțat producerea unui incendiu ce se manifesta la nivelul unei case din comuna Letea Veche, satul Holt. Pentru gestionarea operativă a situației de urgență, la locul solicitării s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără la nivelul acoperișului locuinței și a anexelor învecinate pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, fiind lichidat de pompierii militari în limitele găsite. La locul intervenției s-a deplasat și o ambulanță SAJ în vederea acordării îngrijirilor medicale proprietarului, care a suferit arsuri de gradul 1 la nivelul feței. Din cercetările efectuate de pompierii militari, cauza probabilă de producere a incendiului este coșul, burlanul de fum defect sau necurățat. Pe 7 ianuarie s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu în comuna Letea Veche, sat Siret. De urgență, la locul solicitării s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Bacău. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat cu degajări mari de fum la nivelul unei anexe pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. În urma acestuia a ars acoperișul pe o suprafață menționată, precum și bunuri depozitate în interiorul construcției. S-a deplasat și o ambulanță SAJ în vederea acordării asistenței medicale unei persoane de sex masculin în vârstă de aproximativ 20 de ani, care a suferit un atac de panică. Din cercetări efectuate de pompierii militari, cauza probabilă de producere a incendiului este instalația electrică defectă sau neizolată corespunzător. Inspectoratul pentru situații de urgență Maior Constantin Enea al județului Bacău solicită cetățenilor să manifeste prudență la exploatarea instalațiilor electrice și să anunțe orice eveniment care pune în pericol viața sau mediul înconjurător la numărul unic de urgență 112. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 11 ianuarie, cerul va fi senin, maxima zilei nu trece de valoarea de 2 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 5 grade Celsius. Vineri, 12 ianuarie, vremea continuă să se mențină rece, maxima zilei nu trece de minus 2 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.